Ministrul Sănătății Eugen Nicolescu a declarat recent presei centrale că o posibilă metodă de a strânge bani la bugetul național este polița de asigurări RCA. În aceste condiții, companiile de asigurări ar trebui să plătească un procent din încasările RCA statului, fapt ce va avea ca efect imediat scumpirea asigurărilor obligatorii. Informațiile sunt și în atenția firmelor de asigurări din Giurgiu. La polițele RCA în România, la ora actuală, prețurile sunt cele care le dictează piața. În momentul de față, cunoaștem o creștere de la începutul anului de între 20 și 30% în funcție de categoria de vârstă. Acum noi estimăm o creștere de 10-20%. Directorul firmei de asigurări la care am fost astăzi a menționat că valoarea RCA-ului poate oscila de la caz la caz. La un pensionar un RCA poate să ajungă în jur de 80-90 de lei pe 6 luni de zile și la o persoană cu vârstă de 18-24 de ani poate să ajungă cel mai mic RCA în jur de 300-600 de lei în funcție de și de daunalitate. O persoană plătește un preț, o altă persoană de aceeași vârstă, dar cu un istoric în spate, plătește alt preț în funcție de daun. Primește o reducere dacă n-a făcut daune sau plătește un preț mai mare dacă a făcut daune. Acesta ne-a mai spus că prețul pieței este dictat în principal de daunalitate și de plățile pe care asiguratorul le realizează către service și din această cauză nu se poate vorbi și despre un preț fix pentru toți șoferii. Dacă o persoană are 18 ani și are o daunalitate de zero, primește bonus. Dacă are daunalitate, va fi majorare de preț. El plătind mai mult față de o altă persoană care are o altă vârstă, se încadrează în altă categorie, 34-40 de ani, și atunci persoana de 18 ani care are daună plătește 10% la prețul RCA-ului dictat de piață. Deci întotdeauna, niciodată nu va fi același preț cu persoana de 30 de ani sau 40 de ani. El va plăti întotdeauna mai mult, deci aici avem probleme. Întrebat despre noul preț al polițelor de asigurare, Marian Bălășcău a spus: încă nu știm exact, dar posibil minimum să fie de 10% și maxim undeva la 20-30%. Asiguratorii vor încerca să mărească prețul, dar piața, dacă va suporta, va fi mărit. Dacă nu, vor da înapoi prețul. În condițiile în care o parte din asigurările obligatorii de răspundere civilă auto vor fi direcționate către sistemul de sănătate, populația va suporta practic o dublă impozitare, susțin specialiștii în domeniu, citați de presa centrală.